nostru, Matei Nicolae. Mă uit în sală și observ că aici se află nucleul dur al PSD-ului. Sunt aceiași oameni cu care am câștigat alegerile locale în 2012. Vă mulțumesc că ați fost lângă noi atunci. Vă mulțumesc că sunteți lângă noi acum. Și vă rog să fiți lângă noi și vă invit să fiți lângă noi în continuare. Pentru că doar împreună suntem mai puternici și putem câștiga această bătălie la Năvodari. Să demonstrăm că la Năvodari organizația PSD își menține acel target care l-a fixat în 2012. Cu câteva săptămâni în urmă am demarat în oraș o acțiune de strângere de semnături pentru aleea de promenadă. Vreau să vă mulțumesc celor care v-ați implicat în această acțiune. Am strâns peste 10.000 de semnături și ieri am primit acel aviz favorabil pentru a demara mai departe aleea de promenadă la Năvodari. Mergând prin oraș, chiar la zilele recoltei, tot fiind 3 zile această acțiune, diferiți cetățeni mă opreau și mă întrebau: domnul Moruzi, am și o întrebare, noi cu cine votăm la alegerile care urmează să aibă loc? Bine că nu mi-a fost deloc greu să-i vot, da câteva lămuriri, să-l conving pentru a vota Victor Ponta, președinte, având în vedere că la nivel de oraș Năvodari, domnul primar Matei Nicolae, prin primăria orașului Năvodari și Consiliul Local, chiar în urmă cu 5-6 ani, am depus un număr destul de mare de proiecte. Bineînțeles că aceste proiecte, timp de 3 ani de zile, chiar 4 ani de zile, nu au avut niciun rezultat în sensul pozitiv pentru a demara mai departe. De aceea, începând cu aproximativ 2 ani de zile în urmă, proiectele noastre la Năvodari au început să prindă contur. După cum se vede astăzi, în Năvodari se lucrează la Bulevardul Mamaia Nord, între Năvodari și Mamaia, se lucrează la centrul de afaceri din Tabără, pe partea dreaptă, cum mergem în Constanța, urmează Aqualand-ul pe partea stângă, imediat cred că în două săptămâni vor începe lucrările la Bulevardul Năvodari, adică de la Năvodari până la Ovidiu. Se lucrează la centru de afaceri cu piață de pește jos la canal. Bineînțeles că s-a finalizat și urmează să inaugurăm parcul front canal, adică parcul vechi, începând de la Strada Mării până la Câmpului, care toate sunt pe fonduri europene. Și ce vreau de fapt să vă spun cu aceste proiecte? Toate aceste proiecte au fost aprobate de când este Victor Ponta premierul României. De aceea eu susțin și să mergem în oraș, să spunem la cei din Năvodari că Ponta pentru Năvodari ne-a aprobat aceste proiecte comparativ cu celelalte guverne care doar au pus frână proiectele noastre și ne amânau săptămâna viitoare, luna viitoare, peste 2-3 luni. Deci Ponta, domnul Victor Ponta, cum spune domnul senator, nu vorbește mult, dar face. Vă spuneam mai devreme că în sală se află nucleul dur al PSD Năvodari. De aceea este foarte important ca toți cei care sunt în sală să cunoască în mare parte programul nostru electoral. De aceea voi da citire programului electoral care se referă de la prima parte de campanie, în primul tur, unde voi sintetiza cât de cât, să nu vă plisesc prea mult. Duminică 5-a 10-a, 2014, la ora 10,
încep de fapt acțiunile noastre în fiecare duminică. Consilierii locali PSD, organizația de seniori de tineret, vor împărți materiale de campanie la ieșirea din biserici cetățenilor de oraș Novodari, cu care vor discuta și vor încerca să îi lămurească de ce să voteze cu Victor Ponta președinte. Luni 06.10.2014, organizația de tineret PSD, împreună cu militanții de la fiecare secție de votare, vor împărți flyere, materiale promoționale, de campanie la nivel de stradă, scară, bloc și la toate magazinele din oraș Novodari. Marți, 7.10, la ora 10, întâlniri la Clubul Pensionarilor H3, unde, la fel, consilieri locali se vor întâlni cu pensionarii, unde vor purta discuții pe lângă campania în care ne aflăm. Joi, 09.10, la ora 11, are loc inaugurarea parcului Front Canal, conferință de presă, unde vor participa reprezentanții ai școlilor, copii, consilieri locali, preoții din orașul Novodari, administrația publică a orașului Novodari, membrii și simpatizanții PSD, tineretul PSD și invitați de la Constanța, unde se va tăia panglica pentru a inaugura acest parc care a fost reabilitat pe fonduri europene. Vineri 10.10, la ora 17, cu această ocazie, se va sta de vorbă cu cetățenii din orașul Novodari. Vom distribui la fel flyere, materialele promoționale și se va discuta pentru a-i convinge pe cetățeni să voteze Victor Ponta președinte. Sâmbătă, 11.10, la ora 11, la Casa Căsătorilor, o întâlnire cu oamenii de afaceri din orașul Novodari. Duminică, 12.10, la ora 10, la fel are loc această acțiune, care va avea, de fapt, loc în fiecare duminică, la Biserica din Novodari, unde vom împărți, la ieșirea de la slujbă, materiale promoționale. Luni, 13.10.2014, la ora 18, marcarea evenimentului Sfânta Cuvioasa Paraschiva, pelerinaj în orașul Novodari, alături de preoții din oraș, consilieri locali, lideri de opinie, organizația de tineret, organizația de pensionari, organizația de femei și militanți. Marți, 14.10.2014, ora 10, va avea loc întâlnire la Clubul Pensionarilor de la Centrul Social, adică de la cantina din curtea liceului. Miercuri, 15.10.2014, la ora 10, întâlnire cu angajații societății comerciale Raibest, Medianet și TMUCB. Joi, 16.10.2014, la ora 17, va avea loc un marș electoral pe străzile orașului Novodari, unde vor participa consilierii locali, organizații de tineret, de seniori, organizații de femei, unde vă invităm la aceste marșuri pe dumneavoastră, acestea sunt foarte importante pentru noi, unde vom merge pe străzile orașului Novodari, vom împărți flyere, vom sta de vorbă cu cetățenii din poartă în poartă, pe unde, la case, la blocuri, la nivel de scară. Vineri, 17.10.2014, la ora 21, cum e și normal, avem și noi tineri la partid, trebuie și ei să se distreze, vom organiza un eveniment la Eros Club, o seară pentru tineri, tinerii de la PSD. Sâmbătă, 18.10, la ora 17, întâlnire cu alegătorii în zona de sud a orașului Novodari, unde vor participa consilieri locali. Vom purta discuții pentru ca cei din zonă să voteze Victor Ponta președinte. Duminică, 19.10, la ora 10, acțiunea Biserica, cum vă spunea și mai devreme, la ieșirea de la slujbă, vom sta de vorbă cu alegătorii, cu cei care ne votează și vom împărți materiale promoționale de campanie. Luni, 20.10, la ora 17, întâlnire cu alegătorii din cartierul social Peninsula,
Cred că știți, o mare parte unde se află acest cartier este cartierul Așa-Nevodari. Vom merge acolo pentru a purta discuții și cu acești votanți ai noștri, care mereu ne-au votat într-un număr foarte mare. Miercuri, 22.10, la ora 17, din nou un marș electoral pe străzi de oraș Năvodari, unde vor participa organizații de seniori, de tineri, de femei, de pensionari, unde la fel vă invit și vă aștept să mergem împreună pe străzile orașului Năvodari la acest marș. Joi 23, la ora 16, va avea o întâlnire cu angajații SC Termica Distribuție Năvodari, SRL, și cu angajații primăriei orașului Năvodari. Vineri 24.10, la ora 17, întâlnire electorală cu alegătorii din zona Parcul Țara Piticilor, adică în sud, unde vor participa la fel consilierii locali, lideri de opinie. Și la ora 20, tot pe 24, o seară pentru tineretul social-democrat la SC DCM SRL. Duminică pe 26, la ora 10, cum vă spuneam și mai devreme, la ieșirea de la slujbă, întâlnire cu alegătorii, discuții pentru a vota Victor Ponta președinte și de a împărți materiale de campanie. Marți 28, întâlnire cu alegătorii din cartierul de est, în zona blocului 20 est, unde vor participa consilierii locali, organizații de femei, de pensionari, de tineret, unde vom încerca și în această zonă, la fel, să-i convingem pe cetățeni să voteze pe Victor Ponta, președinte. Pe data de 30, la ora 17, un marș electoral pe străzile orașului Năvodari, unde la fel vor participa consilierii locali, organizații de femei, de tineret, și la fel unde vă aștept și vă invit pe toți care sunteți în sală să fiți alături de noi. Pe data de 31, întâlnire cu reprezentanții din secția de votare și cu militanții pentru un instructaj, pentru a fi vigilenți în ziua votului, că este foarte important, degeaba muncim noi timp de o lună și ceva, dacă în ziua votului cei din secția de votare nu sunt vigilenți și ceilalți încearcă să ne fure voturile. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă aștept la toate acțiunile pe care eu le-am enumerat aici.